Liderii Alianței Dreapta Unită cheamă românii să iasă număr mare la vot. Președintele USR, Cătălin Drulă, spune că aceste alegeri sunt între modernizare și hoție. El crede că PNL și-a trădat electoratul și a adus PSD la guvernare. Liderii Alianței Dreapta Unită spun că aceasta este singura alternativă de dreapta la alegerile din 9 iunie. Duminica aceasta, oamenii vor găsi pe buletinul de vot un pătrat cu PSD-PNL și un pătrat cu Dreapta Unită. Alegerea este una clară. Hoție sau modernizare? PSD și PNL i-au furat pe români, le-au crescut taxele și au adus scumpiri ca să-și plătească pensiile speciale, vilele de protocol și vacanțele de lux. PNL a trădat clasa de mijloc și a adus PSD-ul la guvernare. Noi ne-am luptat permanent cu PSD-ul, cu mafia PSD, la transporturi, în primării și în Parlament. Duminică, un vot pentru PNL este pe bune și de-a dreptul un vot pentru PSD. Nu e nicio metaforă, nu e nicio figură de stil sau vreo exagerare. Alianța Dreapta Unită și USR s-a luptat întotdeauna împotriva PSD-ismului și a PSD-ului. Astăzi, PSD-ismul este în PNL și este la vârful PNL. Nicolae Ciucă este mai PSD-ist decât PSD-iștii. Un ostaș în slujbă proprie. Președintele PMP, Eugen Tomac, acuză coaliția că a încălcat recomandările Comisiei de la Veneția prin faptul că a lăsat partidul pe care îl conduce fără reprezentanți în secțiile de votare. Acest proces electoral a fost conceput de PSD și PNL cu scopul de a rămâne doar ei la masa deciziilor. Au fost eliminați din secțiile de vot reprezentanții PMP. Practic, în momentul de față, în secțiile de vot, PSD are cel puțin 5 reprezentanți. În condițiile în care Dreapta Unită are un reprezentant, în cel mai fericit caz 2, prin această ordonanță de comasare a alegerilor, au omorât democrația și au pregătit o mare fraudă. De aceea le cerem tuturor membrilor noștri din secțiile de vot să fie vigilenți, iar pe dumneavoastră vă invităm să ieșiți într-un număr cât mai mare la vot pentru a opri această fraudă pe care actuala putere o pregătește. Președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, spune că Alianța Dreapta Unită este singura alternativă liberală la aceste alegeri. Alegerile din 9 iunie nu sunt doar alegeri despre kilometri de asfalt, despre apă, canalizare, gaz. Alegerile din 9 iunie sunt despre supraviețuirea democrației în România. Sunt liberal, am promovat ideile liberale de 34 de ani și continui să mă lupt pentru promovarea valorilor, principiilor, ideilor liberale și pentru o guvernare liberală, singura care este capabilă să dezvolte România la nivelul și la potențialul său.